Studenții și liceenii din Timișoara care vor să studieze în străinătate pot afla detalii despre cum trebuie să arate dosarele de admitere, dar și despre tipurile de interviuri pe care le vor susține la Târgul Internațional de Universități printr-o serie de discuții online. Dialogurile cibernetice se desfășoară periodic pe site-ul www.vocle.com. Uneori sunt chiar profesori care vin delegați la aceste evenimente și scopul lor este să evalueze. Primul seminar online de acest gen a durat aproximativ o oră. Tinerii înarmați cu camere web și tastatură au aflat detalii despre modalitățile de aplicare la universitățile din străinătate de la moderatorul discuției. Mă interesează studiile în străinătate, mai ales în contextul internațional al procesului Bologna, în care studiatul în străinătate este una din priorități și mai ales sistemul de credite transferabile. Mă atrag studiile în Danemarca. Am găsit niște universități foarte bune. Mă gândesc pentru ce îmi trebuie, dosarul, cum trebuie realizat, ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a reuși să intru în acest program. Multiculturalitate, cunoști oameni noi, te dezvolți foarte mult profesional. Discuțiile online se vor desfășura până la sfârșitul lunii, când va avea loc Târgul Internațional de Universități în București și Cluj.